Bună ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori! Astăzi, la o nouă emisiune, Fețele Medicinei, am ales să vorbim despre alimentație. De ce? Pentru că sloganul Suntem ceea ce mâncăm este adevărat. De aceea, pentru a vorbi puțin despre alimentație, am invitat un bucătar al unui restaurant din Hunedoara să ne explice cât de sănătos mănâncă hunedorenii, și ce mod de preparare există în restaurante, că până la urmă și ele sunt răspunzătoare, restaurantele, și ele sunt răspunzătoare de alimentația noastră. Dar, într-adevăr, dacă clientul merge la restaurant și cere cartofi prăjiți, bucătarul nu poate să zică nu-ți fac. De aceea am ales să discutăm cu un bucătar, că tot vin și Paștele, să vedem cum ne alimentăm dacă vrem să mergem de sărbători să mâncăm ceva la restaurant. Ce am putea să mâncăm sănătos? Acum, dacă chiar dorim să mâncăm sănătos în timpul sărbătorilor. Invitata mea din platou se numește Iudit Sârbu. Bine venit, Iudit! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamna Iudit, cum se împlătesc cele două meserii? Am înțeles că ați fost manager în construcții și acum sunteți bucătarul restaurantului. Da, e o diferență foarte mare între cele două meserii. Mă gândesc. Dar încerc să mă descurc cât mai bine Ideea posibil. Că să conduci totuși o bucătărie și un restaurant, oarecum se aseamănă, nu, cu manager în construcții nu sau chiar, ceva de nu genul. Chiar. Conduci, mare până la urmă conduci, conduci ceva, conduci, nu? Dar aici e mult mai dificil ca înainte. Mai dificil. Ați devenit bucătar. Acum 3 ani, așa, în februarie, am deschis restaurantul, ne-am reprofilat. Încercăm să facem mâncare bună, sănătoasă. Și reușiți, vă iasă? Unii clienți zic că da, acum depinde. Nu chiar toată lumea spune la fel, dar încercăm. Cum credeți că mănâncă hunedorinii? Că asta e problema noastră principală până la urmă. Când vin la restaurant. Să știți că se mănâncă și sănătos, cum vă place dumneavoastră. Încercăm să facem, dar mai puțin. Toată lumea este axată mai mult pe clasicele grătare, șnițele. Cu cartofi prăjiți, cu cartofi prăjiți, da. Spuneți-ne că tot am ajuns la cartofi prăjiți. Dumneavoastră, cum îi preparați? Cartofii prăjiți, deci nu cartofi. Da, prepar și clasic în ulei de palmier folosesc și în cuptor. Uite, asta măcar e o idee bună în ulei de palmier, pentru că nu are același efect. Pe la prăjele astea folosesc pentru că rezistă și la mai multe prăjeli și este mult mai bun. Și nu capăt, am înțeles că nu persistă mirosul de la totuși. Alte. Da. Da, adevărul este că uleiul de palmier este mult mai bun pentru că într-adevăr rezistă și nu schimbă proprietățile exact. Așa de repede ca uleiul de floarea soarelui din comerț, care de fapt nu mai știm și acolo rezistă ce la mai multe prăjeli. Da, da. Foarte, foarte bine de știut. Deci, dragi telespectatori, mâncați cartofi prăjiți. Se poate și cartofi prăjiți. Se poate. Acum, ideea că ei tot se îmbibă în grăsime, grăsimea aia tot o introducem în noi. Da. Și atunci... Dar la cuptor ies foarte bun. Și ăștia congelați se pot și face la cuptor. Și la cuptor cum îi faceți? Pe folie de... asta de hârtie. Hârtie de copt. Că de copt, da. Și nu mai trebuie pus adăugat nimic. Numai se pun cartofi, cam 20 de minute durează la și cuptor. Puneți sare, condimente, da, nu? Asta la sfârșit, când îi scoți din cuptor. Și nu folosiți ulei, să înțeleg, la nu, cartofi? Nu, fără ulei. Și îți destui de gustoși? Bine, sunt care arată pe pungă că se folosesc la cuptor. A, deci îi faceți exact. Gata, nu da. Stați atunci să-i da. Curățați și da. Să-i faceți. Îi luați gata la pungă. Da. Cererea mare, la ce feluri de mâncare o aveți? Păi, nu, noi facem și ciorbe, și felul 2, deci depinde. La evenimente, iarăși, se folosește grătarele. Deci, până la urmă, cererea mare... Și friptură la cuptor. Cererea friptura mare... la cuptor e mult mai sănătoasă decât un grătar, zic eu, că da, se... de ce? Cum preparați friptura? La cuptor, în abur o faceți la cuptor. Pe deci legume, nu... pe multe legume. Și nu puneți ulei deloc? Un pic se pune și un pahar de vin alb se pune... Deci faceți cu film, da, așa, ca da, la carte. Da. Da, deci am faceți poftă de mâncare. Și se face un sos din toate legumele care au fost la cuptor. A, deci nu serviți carnea pe pat de legume. O serviți cu sosul. Da, așa se face. Depinde, sunt diferite rețete care și cu pe pat de legume se pot face. Depinde ce vă cere exact. Clientul, să înțeleg. Da. Și cererea mare, să înțeleg care este până la urmă. Carne cu cartofi. Da. Chiar dacă multă lume este informată și știe că cam așa.
de fapt, combinația asta este destul de explozivă. Dar să vă întreb, lângă cartofi și carne, hunedorii nu cer o salată sau ceva de genul? Păi da, am avut cerințe și la salate. Așa, majoritatea sau mai puțin? Deci eu folosesc salate multe cu semințe, semințe de in, de quinoa. A, deci îi ajutați ca să nu se depună grăsimile care le... Încerc. Mai ales după ce am fost la tine, la cabinet. Semințele de in, din câte știm, nu lasă grăsimile să, pe care le consumăm să se depună pe noi. Da, și atunci le ajută și le... Deci ar trebui să mergem mai des să mâncăm la tine, că atunci știm că prepari și cu semințe. Și ăsta e un lucru foarte bun, că ai introdus semințele în alimentație. Și chiar place la populație. Deci, am avut clienți care le-au plăcut. Am cliente care vin des la mine să mănânce salată. Salate cu semințe? Cu semințe, da. Dar semințe pe cartofi nu pui sau pe carne? N-ai încercat? Semințe de susan am mai pus. E o combinație destul de bună, mi s-a părut. Da, ideea că ar putea folosi, de exemplu, carnea să o prăjești un pic în susan, din câte știu eu. Iară, numai atunci susanul își pierde din proprietăți și iară n-am făcut nu știu ce. Semințele ar trebui consumate crude, asta știm. Carnea, de carne am vorbit, am înțeles că o prepari friptură, șnițel și alte variante. Și mai merge și foarte bine la cuptor, carnea care nu trebuie să fie prăjită, să fie numai naburi, ceea ce e foarte sănătos. Și cerere aveți? Da. Și, care o poți folosi pe multe salate, feliuțe de carne de porc sau de pui, piept de pui, făcută la cuptor. Da, sună foarte bine. Cred că facem poftă de mâncare la telespectatori. Da. Pe care invităm să vină, să deguste. Da, de ce nu? Cu ocazia asta învață să mănânce și sănătos. Acum, exact cum am spus, depinde și ce cer. Cum reușiți să preparați o mâncare gustoasă? Păi, cu ingrediente de calitate. Deci asta contează foarte mult. Da, foarte mult. Și pun și suflet un pic acolo. Numai un pic? Să fie mai gustoasă. Toți clienții mi-au zis că se simte că pun un pic de suflet în ceea ce fac. Rețete vegetariene, din câte știu eu, aveți în meniu. Da, cum să nu. Eu am fost la o martie la restaurant și doamna Judith, bucătar, mi-a preparat o rețetă pe care am dorit-o eu. Vinete cu legume la cuptor, pentru că sunt vegetariană. Și a fost extraordinară, deci chiar am și spus la toată lumea. Mă bucur că ți-a plăcut. Cu semințe de in, tot așa. Spune-ne tu, pentru că într-adevăr rețeta a fost delicioasă și a fost și preparată sănătos, deci cu ulei aproape deloc, pentru că nu era nimic prăjit. Exact. Spune-ne tu dacă îți mai amintești exact ce ai introdus, că ai fost mai multe legume, nu? A fost un pat de legume, din cartofi, din morcovi. Pastârnac, nu? Pastârnac, dovleac, roșii. Dovleac, roșie, ardei au fost. Vinete, rondele de vinete am avut, făcute în făină de in. Făina de in se prepară atunci pe loc, că dacă este preparată dinainte, nu mai e așa de sănătoasă. Așa este, se pierde se omega-3. Se macină semințele de in. Acidul gras. Da. Care, făina aceasta de in, am amestecat-o cu un pic de apă. S-a făcut un sos acolo. Și ăla a înlocuit ou, de fapt, la rondelele de vinete. S-au perpelit așa rondelele de vinete și s-a pus deasupra la legume, da, și de deasupra a fost un pat de ciuperci. Și ciuperci am făcut, da. Dar era și ciuperci în rețetă? Da. Că nu mi-amintesc acum. Da, erau ciupercile deasupra. Dar au fost delicioasă, deci acum când mi-amintesc. Cred că vin tot la tine să o mănânc, să nu mai fac eu acasă. O jumătate de oră. Jumătate de oră a fost gata? Da. Deci chiar a fost... Și încă rondele de roșii deasupra au fost, așa. Deci, până la urmă, asta e interesant, pentru că în Hunedoara nu avem restaurante vegetariene, nu există. Eu n-am găsit, deci numai așa să mergi la restaurant, să zici, eu sunt vegetariană, vreau ceva vegetarian. Deci se poate. Restaurantele pot găti... Da, eu încerc să satisfac dorințele clienților. Deci se poate găti, asta este ideea, că se poate găti ce rețetă dorim noi până la urmă. Exact. Dacă eu ca vegetarian am găsit ce să mănânc, înseamnă că și alți vegetariani pot găsi ce să mănânce. Am ideea cât e de stat după rețeta care o vrei. Că dacă vreau, cum am vrut eu, o rețetă care a durat
A durat un pic mai mult la tine, că a fost prima oară că am făcut-o și no, neobișnuită cu ingredientele care au trebuit puse. O meritat, Pausa. Mă bucur. Salatele. Ce uleiuri folosiți la salate și de ce? La salate folosim ulei de nucă, ulei de cocos, ulei de bostan. Și ulei de cocos de la grăsime sau ulei de cocos presat la rece? Presat la rece. Două feluri. Da. Deci nu grăsimea propriu-zis. Da. Pentru că aia merge, un gust foarte bun. Grăsimea de cocos ar merge în loc de palmier, de uleiul de palmier, că e tot așa. N-am încercat, dar... Nu, dar uleiul de palmier e tot ca o grăsime, nu ca untura propriu-zis. Exact, așa e. Așa e și grăsimea de nucă de cocos. Da, deci poți să o înlocuiești oricând. Am ajuns să dau eu sfatul în misiunea mea. Deci ulei de nucă ai zis, nu? Da. De nucă de cocos și de in ai zis. Ulei de dovleac. De dovleac, da, iată, deci... Ulei de in am încercat încă. Nu are un miros miros specific. N-am avut cerințe și chiar nici eu n-am gustat. Dar eu zic că dacă folosești și ulei de dovleac, și dovleacul conține un pic de omega-3, conține și omega-6, Dar și ce gust are ăsta uleiul de in? Să știi că nu are un gust anume pronunțat, nu. Chiar este bun și are foarte mult acidul ăsta, gras omega-3, care te ajută la slăbit. Exact cum am spus, nu lasă grăsimile să depună pe înțestul adipos. Și atunci, dacă în fiecare zi, cum ți-am spus și ție la dieta ta, știi? Asta era ideea, să folosești mai mult ulei de in și uleiuri care conțin omega-3. Da. Uleiul de germen de grâu, iar ai putea folosi. Da, folosi din asta. Da. Deci, tu știi, puzzle, se pare că chiar avem bucătari care gătesc mâncare sănătoasă. Salatele, de obicei, din ce le faci? Salatele, salată verde, ai salat, rucola. Spanac crud, n-ai folosit? Ba da, ăla mic, spanacul ăla mic. Baby. Da, baby spanac. Da. Și andive, de exemplu, sau... Încă n-ai avut cereri? N-am avut. Andivele are niște proprietăți extraordinare. Broccoli, sunt un pic amare, dar faptul că există substanța aia amară, aia înseamnă că are un antioxidant care e foarte legumă bun. Care la noi nu prea este cunoscut așa bine. Da, așa este. Și broccoli. Broccoli ați folosit. Da. Varză, mă gândesc, nu? Da. Varză mică toate de cu frunze Bruxelles, verzi. Da. Și mai este boi choi, varza aia chinezească. Da. Ați folosit? Da. Și aia iară. Într-adevăr, ori intra din Occident, dar... Sunt lucruri foarte bune. Da, sunt alimente și bune. Contează să știi să le prepari, că dacă nu știi... Păi aici intervii tu și ne spui nouă cum se prepară. De exemplu, boi choi, cum se prepară? Da, n-am făcut, nu știu. N-ai făcut? Nu mai știu că se folosește, dar n-am Și brocoli, dacă vrei să o pui crudă ca salată, o dai pe răzătoare sau nu? Nu m-a fiart, ai făcut. Da. Că eu merg pe ideea că trebuie să mâncăm cât mai multă mâncare crudă. Și dacă se poate salate, în fiecare zi o salată de crudități și dacă se poate cu frunze verzi. Da. Și atunci brocoli intră tot în gama produselor verzi și... Merg de obicei pe ideea că trebuie să o consumăm așa e. Crudă. Sunt multe, multe chestii, multe preparate noi acum care nu se știu la noi. Deci, dar să știi că lumea a început să se informeze. Da, și le place mâncarea. Și dacă începi să le gătești cu semințe, se pare... Emisiunile astea cu MasterChef, cu toate astea, toată lumea urmărește. Da. Brânză, spune-mi brânză, unde o folosești și ce brânză folosești? La salate multe feluri de brânză se pot folosi, cașcaval, telemea. Dar faci combinația brânză-carne brânză și salată? Mucegai. Pui și carne în salate? Da, se poate. Că nu-i prea merge combinația carne cu brânză. Da, dar nu orice carne. Deci merge carnea de vită iarăși foarte bine, feliuțe așa subțiri, făcută la cuptor. Tu îmi zici din privința gustului, dar eu îți spun din privința cum se potrivesc alimentele ca nutriționist. Da. Deci eu am făcut, că am avut o expoziție culinară la mine la restaurant și a penetrat foarte bine. Rețetele păi care din cauza le-am gustului, eu ce zic. Am avut o salată de linte foarte bună, care a avut succes. O salată de pătrunjel verde, ai mâncat vreodată? Da. Și pasta, am făcut pasta din pătrunjel verde. Eu n-am făcut. Nu, sunt multe rețete care se pot face. Povestește-ne de expoziție. Ce rețete ai mai făcut? De linte, cum ai făcut-o? Ca la vegetarian, da, așa? Trebuie să spun acum aici.
Da? Să-mi dau rețetele. Da. Păi, acum, în mare, nu trebuie să dai chiar toate detaliile dacă chiar vrei să fie un secret. Ideea să vadă telespectatorii că salata se poate mânca sănătos. Salata cu linte e foarte ușor de preparat. Se fierbe lintea și se amestecă cu lămâie, un pic de sare. Ulei, nu? Un pic de ulei, depinde de care vrei să folosești. De măsline am folosit eu. Și? Chiar un strop numai. Și atât? Da. Ceapă, usturoi? Se amestecă. Condimente, nu? Și a fost bună? Foarte bună. Și pe ce pâine le-ați servit? Păi, nu s-o servi cu pâine, așa, lângă un fel de mâncare s-o mâncat așa. Un fel de degustare. Degustare, da. Și alte rețete acolo care au avut succes? Păi, majoritatea au fost. Am făcut o mămăligă foarte bună, care mămăligă? Se poate servi la aperitiv, da. Cu ce? Cu ce ați servit? Cu unt se face mămăliga și cu brânză de burduf. Dar e o combinație foarte bună. Și care îngrașă foarte bine. Se poate folosi și mămăliga îngrașă, da? Păi împreună cu unt și cu brânză. Nu, păi nu. Sunt rețete care așa trebuie să le faci. Da, astea sunt tradițiile, da, așa este. Da. Păi aici este iar o problemă, că sunt multe setări cu obiceiuri și tradiții nesănătoase și noi le ducem mai departe, zicem asta e tradiția și așa ne-am obișnuit, suntem setați pe gusturile astea, știi? Ideea este că nu trebuie să mănânci tot timpul, să mănânci chiar eventual la sărbători și să încerci să nu faci excese. Așa e. Care sunt satisfacțiile unui bucătar? Când ai un client mulțumit, aia e cea mai mare satisfacție. Și cum afli că e mulțumit? Mersi, le întrebi sau vine el la tine? La plecare ies la restaurant și îl întreb dacă a fost totul ok, dacă i-a plăcut, ce nu i-a plăcut. Și ai avut așa care să vină, da, să... Da? Inclusiv eu, nu? Bineînțeles. Face mai mult decât toți banii. Da, să-l vezi. Da, da, da. Și eu zic că contează foarte mult. Cel puțin pentru mine asta contează foarte mult. Da, și dacă mergi și pe principiu că... Poți să-i și recomanzi, uite, dacă reușim să facem combinația cu tare sau cu tare, că e mai, da, sănătoasă, și își dă seama că te interesează și aspectul ăsta al sănătății lui, eu zic că aici, exact, ai câștigat totul. Vede, ai făcut și o mâncare sănătoasă și i-ai satisfăcut și gustul, până, da, la urmă, cu ceea ce și-o dorit. Care sunt criteriile de angajare a unui bucătar? Că am înțeles că angajezi acum un bucătar nou, da, care știe rețete vegetariene. Da, o să fie, și el e vegetarian. Deci vreau să văd cum mănâncă jamaicanii sănătos. Din Jamaica, da. Păi să vedem, nu știu, acum sunt și eu curioasă să vedem ce știe să facă. De bucătăria jamaicană. Da, așa câteva preparate ne-a făcut și mi-au plăcut tare mult. Și ce rețete știe? Îl pui la o probă de lucru pe un bucătar când vine, asta e prima treabă care trebuie. Și ce contează mai mult? Cum aranjează mesele sau ce studie? Gustul, primul rând, gustul și aranjamentul. Gustul farfurie, la mâncare? Adică sigur cum? Că da. Gustul la mâncare? Păi că îi place lui o mâncare? Nu. Sau cum? De exemplu, gustăm mai multe persoane, să vedem, ne dăm cu părerea. Aha. Eu, soțul, personalul de la restaurant. Aha. Suntem un juriu acolo. Săracul. Da. Care vine și mai vrea să lucreze pe lângă tine. Da, mă gândesc că trebuie să existe niște criterii și ce ar trebui să studieze, ce ar trebui să știe un bucătar? Că mă gândesc că trebuie să știe ceva. Bineînțeles. Trebuie să facă mâncare bună. Și în rest, mă gândesc că ar trebui să se documenteze tot timpul, să vină cu ceva, da, nou. Da, el e specializat pe bucătăria internațională. Vorbesc, da, în general, da, acum nu numai neapărat de, da, bucătarul respectiv. Bine, la mine am avut mulți care am vrut să-i angajez, nu, dar vorbește-mi de tine. Da. Tu ce faci ca să fii în pas cu toate rețetele care îți vin, toți clienții care îți cer o anumită rețetă? Păi încerc să fac să fie mâncare bună. Și, păi da, mă gândesc că te și documentez. Hai să văd o rețetă din domeniul, da, cutare, din bucătăria cutare. Da. Deci asta e, da, ideea. Deci să tot timpul iau trebuie... ingrediente de calitate, să fie igienic făcut. Și să studiez, mă gândesc, câte o bucătărie, să vezi că poate, da, se anunță că vine un indian. Îi vrea mâncare indiană, nu? Da. Sau, știu, vine N-am un... avut încă. Poate vine un neamț și vrea mâncare de la ei, de acolo. La nemți le fac cu șnițel uriaș și mulțumesc. Șnițelul vienez, nu? Da. Sau mâncare indiană, iară.
cum am zis. Iar sunt persoane care sunt vegetariane și persoane care mănâncă cu carne. Aici iară trebuie. Da. Deci și acolo mă gândesc că trebuie studiat un pic. Tu știi rețete din alte bucătării, în afară de ce am discutat? Ce rețete ai făcut? La ce? Da, eu sunt guroaică de felul meu. Și gătesc mai ungurește, cum s-ar zice. Deci ciorbele cu gulaș fac și gulașul fac, da. Și tu cum faci gulașul? Ia să auzim. Păi gulașul de vită se face cu găluște. Ăla e tradițional. Se poate face sos, și nu? Cu cartofi, da. Găluștele din gris? Nu, sau... din făină albă. Așa? Dezvoltă. Se dezvoltă? Uh-huh. Cum se face? Se tocă ceapă, se pune carnea la... se pune boia, se pune încă un condiment care e o pastă de ardei, mai puțin mai iute. Se pune carne la fiert, găluștele le fierb separat. Și ai călit ceapa înainte? Sau ai pus-o împreună se cu carne? Se călește ceapa, da. Deci nu e foarte sănătoasă această rețetă a ungurilor, să ne înțelegem. Păi nu, nu, nu. Așa, și găluștele le faci separat? Ia, da. Deci aiară, e făină albă, bănuiesc. Făină albă cu ou. N-ai încercat să faci cu făină integrală, măcar acolo să ai un pic de sănătate în gulaș? N-am încercat, pentru că așa e rețeta. Și ai vrut tu să dacă fie ai mâncat setată în Ungaria și vii și mănânci la mine, vezi diferența atunci, nu? De exemplu. Da, da, eu am încercat să învăț oamenii să se deseteze, să nu rămână setați pe tradiții că și pe obiceiuri. Că foarte greu, da. Din obiceiurile lor să-i scoți pe oameni. Da, așa este. Din păcate. Vin porniți să mănânce ceva anume și atunci trebuie neapărat să le prepar, chiar dacă mâncarea nu este chiar sănătoasă, ținând cont de prăjel, de făină albă. Tu ce pâine folosești de obicei? Eu? Da, personal, la, eu? Acolo, ca, nu, personal. A, la restaurant? Dar, așa, ca bucătar. Avem ce... pâine pe vatră. Ne vine în fiecare dimineață. Ai, din făină albă. De la o brutărie, da. Și nu știu dacă clienții le-ar conveni să le aduci făină neagră sau făină din, pâine din făină integrală. Am avut un client care venea cu pâinea lui să mănânce. Și ce pâine era? Cunoștință. Pâine neagră era. Da. Da. Ai zis văzut? Că să nu mă supăr, că eu numai pâine din aia mănâncă. Și atunci e normal că nu m-am supărat. Foarte interesant. Deci dacă vin și eu la tine și vreau să faci o rețetă, vin cu asta pâine. Asta nu înseamnă că acum toți clienții trebuie să-și aducă pâinea. Nu. Ideea este că nu trebuie să mănânci neapărat pâine la restaurant. Dacă mergi și vezi că e albă și nu-ți convine, nu trebuie neapărat să mănânci cu pâine. Da. Poți să mănânci mâncarea... mai ales dacă... Și mai sănătos fără pâine, de fapt, nu? Nu e mai sănătos, nu pot să zic că e mai sănătos. Depinde și ce mănânci. Dacă mănânci cartofi, acum să combini cartofii cu pâinea, iară nu e ok, știi? Da. Sau pastele, sau orezul. Alea sunt carbohidrați. Teoria o știi, practica e mai grea, nu? Eu n-am treabă la lucrul ăsta. Adică, până la urmă, dacă mănânc pastă, chiar nu-mi trebuie pâine, știi? Da. Sau cartofi, iară. Nu, acum depinde de fiecare, știi? Absolut. Cum setați. Care e cea mai grea rețetă pe care ai gătit-o? Rețeta mea? Da. Era pregătită, să spun. Serios? Da. Păi și alte rețete? Mi-a fost greu, serios, mi-a fost greu, pentru că au fost ingrediente care nu le știam și, nu, nefăcând niciodată. Și totuși ți-a ieșit o rețetă extraordinară. Da, deci faptul că reușești să prepari rețete vegetariene așa gustoase și sănătoase, pentru mine, deci nu cer mai mult la un bucătar, decât să-mi plătească și sănătos și gustos. Da. Mai ales că ai introdus și semințe și cum recomand la toată lumea semințe. Bucătarul tău care ai zis că l-angajez, te-a mai întrebat, prepară și rețete vegetariene, ziceai, nu? Da. Și ți-a preparat ceva până acum? Nu, n-am apucat încă, dar de mâine încolo să vedem. Ca să văd, eu aș vrea să-l văd cum gătește, să văd dacă chiar gătește sănătos, după părerea mea. Păi știi? Te aștept cu mare drag să facem o probă. Da? Da. Să vedem, să-l văd cum se învârte prin bucătărie. Tu când l-ai testat pe el, l-ai testat și la felul cum aranjează, nu? Cred că contează mult și cum aranjează mesele. Da. Pentru că asta și atrage. Deci... ai putea face... Contează foarte mult în farfurie când o prezinți cum arată mâncarea aranjată. De-aia vii la restaurant să nu mănânci ce mănânci acasă, nu? Da, da, da. Deci, uite, la asta nu m-am gândit. Păi, atunci să vin odată să-l văd.
Poate îl și filmăm să vedem cum prepară. Mie mi-ar place să văd cum prepară un bucătar, să mă convinc că este așa cum spune el, știi? Și că ne oferă mâncare sănătoasă, știi? O să vreau să fac o expoziție culinară iarăși, să vedem dacă reușesc. Și o să introduc și rețete vegetariană? Da, și mâncare chinezească. Ah, da, și mâncare chinezească. Ai gătit mâncare chinezească? Nu. Cu totul că nu mi se pare mâncarea chinezească foarte sănătoasă, după părerea mea. Sosurile acelea... Sunt multe sosuri și condimente multe, da, care se folosesc. Și condimentele, condimente, dar sosurile, am înțeles că toate sunt foarte grase. Nu ai știu, gătit? Nu știu, eu nu. N-ai gătit nu. Mâncare... Mie, sincer, nu-mi place. Chinezească? Eu, personal, mie nu-mi place. Da, ai mâncat? Ai încercat? Da, am încercat. Și n-ai gătit? Nu. Dacă nu-mi place. Nici păi nu pentru tine. Zic că nu ți-a cerut nimeni, n-ai avut cereri de genul... Revelionul ospătarilor, am înțeles că ați avut, nu? Da, acum anul trecut. Tot așa am făcut o expoziție culinară. Am avut un bucătar expert. Nu, eu am gătit atunci. Am invitat alt bucătar care să facă mâncare. Am făcut... A fost foarte frumos. Și mâncare? O gătit tot la fel de sănătos ca tine? Da, mai sănătos, că era mult mai expert ca mine. Adică la ce te referi mai sănătos? Nu mai sănătos, mai expert ca mine, am spus. Nu, dar zic că ai zis că o gătit mai sănătos, fiindcă e mai expert. La ce te referi mai sănătos? În sensul că a făcut niște feluri de mâncare ca și noutăți la noi. Deci... Da, dar nu știi exact cum le-a gătit. Ca da, am toate rețetele, da? Sigur că da. Și nu prăjește nimic? Da. Nu a folosit făină albă, zahăr? Nu. Nu? Și în loc de făină ce folosi, dacă a avut nevoie? Păi nu a fost cazul la rețetele care le-a făcut. A, au fost rețete de alt gen. Multe paste, legume, au fost multe... Italiene ai avut la restaurant? Da. Ai gătit rețete italienești? Păi nu, italienii care au venit la mine au mâncat românește. Ori vrut mâncare tradițională românească. Da. Mă gândesc că sărmăluțe sau ceva de genul. Nu. Nu? Ce, grătar cu cartofi prăjiți? Cam așa ceva. Și șnițele. Șnițele. Da. Mușchiuleț de vită. Zine o rețetă italienească. Ai pregătit? Nu. Și rețeta care îți place atunci când să o gătești. Sunt multe rețete italiene. Nu, vreau să văd aproximativ cum... gătești, dacă ei au o alimentație mai sănătoasă decât o avem noi. Italienii merg mult pe paste. Foarte multe paste. Da, asta știu. Dar cum le gătesc? Simplu. De exemplu, fierb pastele și pun niște broccoli pe ele, gata. Și ulei? Ulei de măsline folosesc. Și pun uleiul după aia? Nu stau să prăjească nimic? Nu, nu, nu. Serios? Da. Direct peste paste se pune ulei de măsline. Și sosul lor, care... Ei folosesc multe sosuri, am înțeles, nu? Da, depinde. Sos și roșu, sosul lor sos unde alb. Intră aici? Sosul lor. Păi sosul lor se face ori din roșii, ori un sos alb. Din făină, unde trebuie făină, da. Deci nici eu nu pot să zic că mănâncă foarte sănătos atunci. Da. Adevărul că nu, combinația paste simplu cu niște legume... Fără... Gran cu cină folosesc ei mult. Ce anume? Gran cu cină, ca și smântână, știi? Nu știu ce o conține. Mi-ar fi plăcut să știu. Să știu e o smântână lichidă. Nu știu. Nu, aș vrea să vă combinați, adică câte glucide, lipide, proteine. Sosul carbonara. Păi și sosul carbonara se prepară... Da. Cum se prepară? Până la urmă. Că sunt și la noi în comerț. Da. Sosuri carbonara, nu? Care au o grămadă de euri, de aditivi. Da. Și atunci, că ții un sos carbonara și zici că îți faci paste, ce poți să zici că... Că ai mâncat. Da, au succes. Din păcate au succes alimente care chiar nu sunt sănătoase și nu ne aduc niciun beneficiu. De aici fapt. Chiar sunt tristă din punctul ăsta de vedere, știi? Așa e. Povestește-ne ce, la ce ai succes foarte mult în bucătărie, la ce alimente, în afară de cartofi, că de asta am vorbit, cartofi cu carne. Păi, nu, ce să spun. La un eveniment se fac aperitive, gustări calde, grătare, aperitive picturi. Conțin mezelurile, nu? Eu folosesc aperitive făcute de mine, deci mai mult am încercat să scot mezelurile din aperitive, rulade. Ah, uite, un lucru foarte bun. Da. Și ce anume, ce rulade?
Rulade de porc, de vită, de pui. Și cum le faci? Cu diferite... ce? Carne de unde cumpărată? Din, normal, din oraș, nu? Da, de la macelării. Da, sigur. Așa? Și rulade, în rulade ce introduci? De exemplu, fac o ruladă de piept de pui cu șuncă și cu ou la mijloc. Ou fiert. Rezonabil, decât cremvâști. Care are succes, da. Decât cremvâști sau salamuri. Nu folosesc din asta. Sunt care vor și salam pe salam uscat, salam de Sibiu folosesc la aperitive. Și... mușchfile se mai folosește la aperitive. Și legume? Legume la felul principal, dacă se vrea, dar nu prea. Mai mult cartofi aurii, se vrea pireu. Deci tot ce nu trebuie. Da. Legume fiertă, nu-ți cere nimeni lângă carne? Nu prea să știi. Cred că numai eu dacă vin cer legume, nu? Sau salată, zic, vreau să mănânc numai un grătar cu o salată. Nu? Sunt persoane. Nu prea. Deci totdeauna vor și o garnitură lângă. Exact. Și salată, dacă se poate, mai puțin. Da. Și așa cum ai constatat, persoana pe care servești cu salată, mănâncă salata? Da, mănâncă. De obicei? Da. Da. Asta pentru că faci tu bună, că poate acasă nici nu mănâncă, dacă mă gândesc. Nu știu. Pentru că sunt multe persoane care vin la cabinet și constată că, după ce le fac o anchetă, că nu mănâncă legume. Știi? Da. Și stau și mă gândesc, dar ce mâncați? Ei mă întreabă pe mine ce mănânc eu și eu intră pe ei ce mâncați, știi? Pentru că mi se pare dacă nu mănânci legume într-o zi, n-ai ce să mănânci. Ei consideră că dacă mănânc carne într-o zi, exact, n-am ce să mănânc, știi? Și aici da, ne dăm seama că, de fapt, fiecare trebuie să informeze, să le vadă ce îl interesează, să aibă un beneficiu din alimentație, da, adică să-l și hrănească, nu numai să mănânce și să depună în țesut, știi? Da. Asta este ideea. Asta vreau să încerce hunedorenii să înțeleagă, că se poate mânca sănătos. Nu trebuie decât să ne dăm un pic silința, să ne informăm mai mult și să vedem că, uitați, și restaurantele încep să gătească sănătos. Dar trebuie să dorim și noi acest lucru. Dacă mergem și cerem cartofi prăjiți, cu siguranță nu mai sunt așa sănătos. Ideea este că în ulei de palmier avem totuși un beneficiu, că nu mâncăm acel ulei de floarea soarelui care atât a fost preparat termic prin extragere și prin rafinare, încât nu mai știm ce a rămas în el. Judith, nu folosești deloc ulei de floarea soarelui? Folosesc la mâncarea gătită, deci... Adică când călești ceapa, da, la gulaș, da, de exemplu. Da. Alte rețete ungurești. Ce mai faci? Ce îți place să faci? Ce mănânci tu? Paprikaș de pui, iarăși se mai face. Ăla-i ciulamaua noastră, da, nu? Care se face cu făină, da, albă. Sarmale le fac mai altfel decât... Adică? De ce zici? Eu le fac mai mari, sarmalele. Să te sature una când începi să mănânci. Așa e stilul meu, dar așa am fost învățată. Și... acolo în Ungaria, da, la tine. Și mai deosebit față de... Da. Și ai ceva... Și ciorbele, iarăși. Altceva în compoziția sarmalelor ungurești sau e aceeași combinație? De obicei aceeași combinație, dar eu nu pun ceapă. Toată lumea pune ceapă, da, sarmale, da, da, eu, da, nu pun ceapă. Și tu ce pui în loc de ceapă? Nu pun nimic, adică carne, orez, sare, piper. Sarmale vegetariene aș vrea să te învăț să faci când eu vin acolo. Eu fac la mine la restaurant. Așa, și tu cum faci vegetarian? Cu ciuperci, cu morcovi, cu ceapă. N-ai mâncat la mine? Sarmale nu. Nu, să te invit să mănânci, cam aproape zilnic. Eu aș vrea să îmi faci odată o rețetă cu sarmale crude, ro-vegane, cum se spune. Da, cum să nu. Care se pot face în salată verde, da, ca frunză, uh-huh, sau varza murată. Dar da, compoziția este crudă, deci hrișcă înmuiată, da, de exemplu, da, și nuci. Da. Foarte multe nuci. Da. Acum știm, cred că cu toții, că de când tot... spun în fiecare emisiune, cred că, cât de importante sunt semințele și nucile în alimentația, da, noastră. Și dacă reușim și acum că vin Paștele să ne facem măcar un singur fel de mâncare în care să nu fierbem nimic, ne aducem un beneficiu extraordinar organismului. Iar sarmalele ar fi o idee, zic eu, să facem combinația aceasta cu hrișcă, care e altfel de cereală decât cele cu care am fost obișnuiți, nucile. Și tu ce ai mai băga în rețeta asta mea, de exemplu? Hrișca ține loc de orez, nucile, de exemplu, de carne
Și ce ar mai trebui să... Condimente... Ceva ca să le lege totuși trebuie, nu? Sau cum? Păi semințele de in. Da. Cu totul că semințele de in îți bine consumate atunci. Că se spune că dacă a fost măcinate își pierde... Și morcov, nu ar merge. Ba da. Asta vreau, că nu mi-aminteam eu și de-aia te-am întrebat pe tine. Da. Legumele. Că da. De fapt nu avem decât nucile și hrișca. Și ar mai trebui legumele. Morcovi, da. Păstârnac, rădăcină de pătrunjel, nu? Da. Și făcut amestecul și, bineînțeles, condimente, pătrunjel, mărar și... Mărar. Așa. Și tarhon, iar am înțeles că e foarte bun. Are mie de un gust. Tarhon, dar nu la toată lumea place. Și tarhonul are un, un deliciu. Deci asta ar putea fi o rețetă de Paști, de exemplu de sarmale. Tu ce zici, ți-ar conveni să mănânci în locul veșnicelor sarmale? De ce nu? Păi să vedem, da, le găsesc. Trebuie să încercăm. Le găsesc la restaurant acolo, în meniu. Trebuie să încercăm. Să facem prima dată și după aia... Drobul de năut. N-am făcut niciodată. Deci am rețetă, am făcut. Am făcut anul trecut și am să fac și anul ăsta. Drobul de năut. Foarte bun e asta. Deci, nu știu acum să spun exact ce am introdus în el. Nu, deci, nu. În loc de ou, la mijloc, când îl așezăm, se pun ridichile și când îl tai se vede așa foarte frumos. Da, dar și în compoziție, ca să se lege compoziția. În compoziție, mi se pare că se bagă semințe de in. Și? Deci făina de in tot așa măcinată, da. Din ce mai mi-amintesc. Și tot așa se bagă foarte mult păstârnac, din câte mi-amintesc, ceva morcov și semințe are ceva, dar nu mi-amintesc. E bun că e o combinație bună. E foarte bun, da. Și nu ai de la ce să te îngrași dacă stai să te gândești și ai numai beneficii sănătoase acolo, da. Semințe, nuci. Deci îți mai dau o idee. Deci drobul chiar iasă foarte bine. Câteluțe de dovlecel am făcut la cuptor fără ulei iarăși. Fără ulei? Depun numai pe hârtie de copt. Și ce mi-ai introdus în compoziția lor? Bine, am pus și eu ou crud, ca să le lege un pic. Ou crud? Da. Deci tot ai, nu-s chiar vegetarian, ești ovo-vegetarian. Da. Da, e foarte bine de știut, pentru că sunt câțiva vegetariani în Hunedoara și cred că dacă află, i-ar putea interesa așa, odată când nu au chef acasă să facă de mâncare, să vină să zică, da. Vreau să mănânc și eu ceva vegetarian. Și legume mă gândesc că ai pus, nu? În chifteluțe. Da, morcov. Morcov. Și cu ce le-ai servit? Cu veșnicul, așa, pireu? Simple. A, simple? Da. O salată, ceva? Da, merge și o salată. Asta de dovlecei. Dar n-ai încercat chifteluțe de năut sau de soia? Că acum vorbesc tot de rețete vegetariene, că mie îmi plac foarte mult. Sunt foarte bune. Mă gândesc. Să-ți dau rețetele, să le pui în meniu acolo. În practică. Da. Ce să te mai întreb? Ce alte rețete deosebite ți se pare că ai mai preparat? Povestește-mi. Că multe am făcut, dar toate la comanda clienților, deci depinde ce s-a vrut. Și la nunți, ai gătit pentru nunți sau pentru botezuri? Sau nu, pentru... așa, normal, deci vegetariene n-am avut. Meniu. Nu neapărat vegetariene, nu, zic așa, ce meniu ți-a părut mai fastos, mai care ți s-a cerut? Nu, clasice a fost. Nu a vrut deci nimeni ceva special? Nu. Și cu deserturile cum stai? Mie îmi place să fac deserturi. Faci torturi? Fac și... Eu, da. Și nu-i nimic fac vegetarian acolo, nu? Foarte bun. Păi nu. Toate cu ouă, da, cu lapte, sunt. Nu? Acum am ținut și eu post și am mai făcut niște rețete noi, care nu le-am mai făcut până acum. Dă-ne niște idei, să audă și telespectatorii. Cu prăjitură cu mere am făcut. Așa? Și o acolo negresă n-ai cu băgat ouă, nu? Iarăși, nu, nu. Vă rău, sigur că da. Și negresele? De post. Păi, eu știu, poate alții consideră că și ouăle de post. Cornulețe iarăși am făcut. Așa? Și cornulețele cum l-ai făcut? Numai făina cu apă, nu? A luat-o. Cu ulei. Și cu ulei. Da. Așa? Și altceva? Ce deserturi? Păi la post nu prea. Vegetariene n-am făcut. Păi eu te-am învățat ceva, biluțe din semințe și nuci cu miere. N-am făcut. N-am făcut. Pentru mine nu prea am timp, știi?
Păi așa e, nu știu, ca și cu cizmarul, că umblă cu încălțările exact. Rupte și n-are timp da. Să și le repare, da. Pentru că repare la toată lumea, numai lui nu. Așa e. Că tot la deserturi suntem. Deserturi, tu ce îți place să prepari mai mult și ce crezi că e sănătos din deserturi să mănânci? Am făcut când apar căpșuni, o spumă de căpșuni foarte bună. Nu chiar spumă de căpșuni, altfel se spune, e o denumire maraschinoi la mine la restaurant. Vine cu bezea făcută și cu căpșuni. No, o pastă de căpșuni se dă pe blender, numai căpșunii. Uh-huh. Cred că știe da. Că majoritatea oamenilor să facă, dar mă gândesc că la tine e mai specială. Se face și foarte bun la gust. Da, albuș cu căpșuni. Da. Da, eu zic că e bună. Și altceva? Desert? Ușor, așa? Păi, uite, asta da, deci putem să zicem că nu ai, nu poți să zici că e greu, știi, că îți pică greu cum e un tort cu cremă de ouă. Melone glase, iarăși am un meniu. Asta ce înseamnă? Pepene galben cu înghețată. A, asta sună bine, pepene galben cu înghețată. Plătite, papanași, că astea bine, se astea, cer. Dacă din făină albă, uzuale. Dacă din făină albă, nu-s așa zănătoasă. Eu zic să încep să folosesc și făină integrală. Uite, poate vin eu și cer papanaș din făină integrală. Da, o să pentru că acolo avem beneficiul vitaminelor B, nu minerale foarte multe. În făină albă nu avem nimic decât amidonul propriu zis. Da. Și de-aia zic că ar și fi o idee. Cum să nu. Aduci acolo câteva kilograme de făină dacă și... Dacă vrei. Da, bineînțeles. Iată, dragi telespectatori, că se poate mânca și sănătos. Deci pot să zic că e un început bun la noi în Hunedoara. S-a început să se mănânce sănătos aproximativ, cât de cât. Mulțumim invitatei noastre, Iudit Sârbu. Și eu mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere. Iată că a sosit timpul să ne schimbăm mentalitatea, să ne schimbăm perspectiva asupra sănătății, astfel încât să reușim să înțelegem mai bine utilizarea corespunzătoare a alimentației sănătoase. Trebuie să înțelegem că natura a creat toate acele plante, legume, care ne sunt și alimente și medicamente. Nu degeaba natura le-a creat. Dar pentru asta ar trebui să citim măcar un sfert din studiile făcute în nutriție, pentru că cu siguranță am rămâne uimiți cât de inutil și de prematur și de costisitor mor o mulțime de oameni. Iar alimentația poate fi o soluție pentru sănătate și mult mai puține vizite la cabinetul medical cu costurile aferente. Deci, dragi telespectatori, nu degeaba există sloganul "Ești ceea ce mănânci". Eu asta vă doresc, că aveți grijă ce mâncați, aveți grijă ce gândiți, pentru că ce gândiți până la urmă, aia mâncați. Și vă doresc în continuare un weekend plăcut. Vă aștept și vinerea viitoare de la 17:30 la o nouă emisiune Fețele Medicinei. Și în continuare vă doresc o zi plăcută și vă doresc sănătate.